camarazi, am mâncat 3.000 titei și o porție mare de cartofi prăjiți cu muștar și cu sară. Acum să știți că țin cu flămânzi, mai mi-a rămas doar șervețelul să mă șterg pe bord. Așa? De-abia l-am cumpărat ieri de la Romană. Acum, uitați-vă și voi ce capodoperă am făcut. Am contopit 3.000 titei și a mai rămas doar muștarul și hârtia de la sare, știți? Micii erau foarte mari. Cartofii erau relativ bine prăjiți. Acum v-am zis, țin cu flămânzii, că am burta plină, țin cu flămânzii. Așa, ce să vă zic, e atmosfera așa de relax. Lumea vine aici cu virgulă copii, bea, mănâncă, se distrează, sunt tiroliene, e un trenuleț, e un vaporaș, o șalupă care îi plimbă, niște băieți aici în spate sunt cu bărcuțele pe-n stuf. Praică închiriate, deci vă recomand cu căldură să veniți aici în Parcul Natural de la Comana, rezervația naturală, e ca la început, ca la geneză, știți? E băuturică, mâncărică, o cherhana, la Michitei am stat vreo 10 minute la coadă, deci nu prea mult, în general nu-mi place să stau la coadă, dar am stat, erau și pui fripți, erau și fleci acolo la frigare, după pofta inimii. Prețurile aici mai în spate sunt mai decente, mai la Cherhana cred că e puțin mai scump și în față la intrare e la 60, 70, 80 porția de, eu știu, ciolan cu fasole, nu știu ce mai era pe acolo, pește normal, e turism, nu? Deci, camarazi, sper că și voi ați mâncat, să vă fie de bine. Ne auzim mai târziu. Vă pup cu drag și rămâne precum catarii, umăr la umăr, pe drumul vieții. Pa, camarazi!